În perioada de caniculă, temperaturile înregistrate la nivelul Chinei sunt cuprinse între 45 și 55 de grade Celsius, iar măsura de reducere a vitezelor de circulație în anumite intervale de timp, în care temperaturile depășesc limitele normale, este o măsură obligatorie pentru siguranța traficului feroviar, aplicată de toate administrațiile de cale ferată, precizează reprezentanții CFR. Călătorii sunt sfătuiți ca în perioada de valabilitate a avertizării de caniculă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informații despre întârzierile produse în traficul feroviar la stațiile și agențiile CFR din București și din țară. 9 județe din vestul țării se află până vineri sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic, cu temperaturi ce pot ajunge la 39 de grade, în timp ce pentru restul regiunilor este valabilă o avertizare cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit avertizării valabile în intervalul marți-vineri în Banat-Crișana, precum și în vestul Olteniei și al Transilvaniei, canicula va persista și se va intensifica. Disconfortul termic va fi în continuare deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 37-38 de grade și izolat 39 de grade, în special miercuri, joi și vineri. În restul țării, vremea va fi caniculară cu temperaturi maxime de 35-37 de grade Celsius.